Salut și bine v-am regăsit pe site-ul PC Config. Eu sunt Dragoș și în acest tutorial o să vorbim despre funcția checkbox din Windows 7 și Windows Vista. Înainte să trecem la treabă, o să vă explic puțin cu ce se mănâncă această funcție checkbox. Am pe desktop acest folder în care am 7 documente text. Să presupunem că dintre aceste 7 documente text vreau să mut în folderul 2, documentul 1, 3, 5 și 7. Dacă vreau să mut aceste fișiere, trebuie să le iau pe rând și să le mut în folderul 2, pentru că nu am altă soluție. Dacă vreau să le selectez pe toate, nu le pot muta pe cele pe care doresc eu, pentru că între 1 și 3 am fișierul 2 pe care nu vreau să-l mut, între 3 și 5 am fișierul 4 pe care iarăși nu vreau să-l mut, și între 5 și 7 am fișierul 6 pe care nu vreau să-l mut. Nu am altă soluție decât să iau fișierele 3, 1, 3, 5 și 7 pe rând și să le mut în folderul 2. Ei bine, funcția checkbox ne ajută să selectăm noi fișierele pe care dorim să le mutăm sau să le copiem în altă locație. Haideți să vă arăt. Mergem la Computer, Organize, Folder and Search Option. Mergem pe tabul View, dăm scroll în jos și bifăm aici Use Checkbox to Select Items. Dăm Apply și OK. Iar acum, dacă intrăm în folder, observați că aici în partea stângă sus avem această căsuță. Pur și simplu stau cu mouse-ul pe acest fișier și apare căsuța. Așa apare la orice fișier pe care trecem cu mouse-ul. Acum, dacă vreau să mut fișierul 1, 3, 5 și 7, o să am această posibilitate. Le voi putea muta pe toate odată. Pur și simplu bifăm această căsuță din dreptul fișierului. Am bifat căsuța de la fișierul 1, acum merg și bifez pentru fișierul 3, 5 și 7. După cum vedeți, am reușit să selectez cele 4 fișiere fără să mă ating de fișierul 2, 4 și 6. Acum, pentru a le muta, pur și simplu dăm click dreapta și alegem Cut. Mergem în folderul 2 și le pastăm aici. Observați că s-au mutat și celelalte 3 fișiere au rămas aici. Cu aceasta se ocupă funcția checkbox. Dacă totuși nu vă place căsuța care apare atunci când treceți cu mouse-ul peste fișiere, puteți foarte simplu să o dezactivați. Mergeți iarăși la Organize, Folder and Search Option, View și debifați căsuța pe care am bifat-o mai devreme. Puteți bifa această căsuță doar atunci când aveți nevoie să lucrați cu fișiere, doar atunci când vreți să mutați sau să copiați fișiere dintr-o locație în alta și când nu aveți nevoie de ea, o debifați. Astfel nu vă mai apare căsuța. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Eu sper că v-a fost utilă această funcție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale. La revedere!